funciona Alti-Barometer. Alti-Barometer nu funcționează din cauza Samsung, pentru că Samsung, prin update-urile pe care le face la nivel de software, prin intermediul conturilor noastre, ei ajung să dețină controlul pentru echipamentele pe care ei le produc. Cum ar fi acest Alti-Barometer, te face să ajungi nu numai persoanele, cum se cheamă, necunoscătoare, dar și persoanele cunoscătoare posibil să intre în țapa respectivă, dar atât de către producătorul Samsung. Ce se întâmplă de fapt, prin update-urile făcute de dânsii, au blocat anumii senzori prin intermediul softului să nu funcționeze cum ar fi Alti-Barometer. Pe acest cont, pe acest telefon am instalat un cont, am adăugat un cont Samsung. Ulterior nu mi-a mai funcționat barometer. Pe acest telefon, același lucru am făcut. Mi-a mers Alti-Barometer, am pus un Samsung și nu mi-a mai mers contul de, nu mi-a mai mers senzorul de barometer. Alte persoane au fost în showroom-ul Samsung și cel mai probabil li s-a schimbat placa de bază, pentru că nici el nu știe ce are, nu știa de unde e. Ok, să mergem să vedem dacă este adevărat. Am dat afară contul de pe Samsung de pe acest telefon, dar din Samsung Wearable, nu din tot telefonul. Deci nu dăm afară contul de Samsung din setările telefonului, ci din setările Samsung Wearable, sau uninstall și instal din nou. Ok, să mergem să vedem dacă Alti-Barometer funcționează acum. Țin să menționez că mi-a arătat cu 0 și 0, uitați ceva de genul ăsta. 0 și 0. Ok. Eu cum să calibrăm, să vedem ce șanse avem să obținem vreo informație slabă oricum. Da. Este undeva la 207-210. Ideea e că nu ne afișează, ne afișează 0, ceea ce e o problemă. Și într-o rezolvare este foarte posibil să încercăm o combinație simplă. Îi dăm un power off. Am apăsat până la pornire și rebooting, apăsăm factory command și îl lăsăm. Și vom vedea ce se întâmplă. Dacă pe Store un Samsung Watch plugin, General Notification Software Update, Debifat, Import Receive Markets. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Paris, London, la la la, loading, avem un loading în mijlocul ecranului. Vedem că și aici afișează ceva, dar nu se știe dacă se păstrează setarea sau nu. Dacă nu, încercăm din nou resetare și schimbăm din nou telefonul. Să vedem dacă este real, ce înseamnă că este blocat și la nivel de soft. Ok, într-adevăr, deci funcționează. Problema este la contul de Samsung. Acum a început să-mi și afișeze ambele valori.
Neavând toate setările făcute în regulă, să zic așa. Cum ar fi auto refresh, pager alerts, nimic nu este bifat, dar totuși funcționează. Deci nu este neapărat de acolo. Dacă nu funcționează, e clar că nu funcționează din cauza contului Samsung. Care acel cont Samsung blochează la nivel software anumite senzori de pe echipamentele noastre. Ok, selectăm milimetricul la de mercur pentru că asta este presiunea atmosferică în România. Sau mă rog, așa o interpretăm mai bine. 746, iar altitudinea este de 212 metri în București. Putem să testăm what is the altitudine în București. What's the altitude in Bucharest? According to Wikipedia, the altitude varies from 55.8 meters at the Dambovita Bridge in Cotelu, southeastern Bucharest, and 91.5 meters at the military okay. church. Dar, ok, altitudinea sea level, ok. What's the sea level in Bucharest? Here is information from Wikipedia. Ok, deci elevation, it's from 50, 91 m. Ok, și eu sunt la etajul 1 și am 200, e real, 212, deci se pare că nu are nicio treabă cu realitatea, dar totuși funcționează. Ok, fiind și la etajul 1, tot nu ajungem, deci indiferent cum ar fi. Ok, mă bucur că v-am ajutat, măcar cu atât. Vă funcționează Alti-Barometer după lungi căutări. Dați afară contul de Samsung, formatați-l, faceți procedura cu oprire și după aia faceți procedura prin factory command, pentru că factory command face posibilă golirea contului Samsung și stoparea băguirii softului de către domnul de la Samsung. Ok, Alti-Barometer in the pass. Iar altitudine de 252. Ok, este o problemă. Dacă mie aici am 252 și acolo mi-a afișat 210, 152 se apropie de adevăr. Cumva. 91. Ok. Iar giro trebuie să-l țineți drept. Fail. Pass. Ok. Se calibrează giro, trebuie ținut drept. Drept. Pe masă. Bun. Ok. Asta este tot, domnilor și domnilor, băieți care promova Samsung. Să știți că este o rușine să vă bateți de
Sau vă bate joc de noi prin modalități software. Pentru că nu e frumos, adică și până la urmă suntem oameni care muncim și noi și să faceți probleme de genul ăsta tuturor pentru ce? Pentru a-l chema în reprezentanță și pentru ce? Și pentru a-i schimba o placă de bază și pentru a-l păcăli de bani, să-l minți că e vina lui, că și-a lovit ceasul sau că nu l-a purtat cum trebuie și trebuie să plătească. Ok, Alti-Barometer, din păcate, aici mai afișează o altă valoare față de ce măsura senzorul în sine. Nu știu exact de ce, dar este ciudat. Ok.